O casă pentru o familie este ca solul pentru o plantă. Locuirea decentă este mai importantă ca oricând. Iar acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie și de tine. Alătură-te și tu misiunii Habitat for Humanity și împreună putem lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Salut, sunt Andreea Ploscaru. Vin pe șantier cu Habitat din 2015. Am început prin a veni o singură zi, după care anul trecut a fost prima mea experiență lungă. Am fost 10 zile în Malawi. Vezi pe zi ce trece că de fapt nu există niciun fel de barieră, că toți suntem aici cu un singur scop, același scop, și că ne dorim foarte mult să vedem totul finalizat. Și am văzut printre noi că toți, dacă s-ar putea, am sta, nu știu, până să înnoptează aici. Prietenilor, le voi spune că e probabil cea mai frumoasă vacanță din viața mea, dacă pot spune așa. Și rămân cu cele mai multe cunoștințe, experiențe, sentimente, amintiri. Am avut o expoziție foto împreună cu Bogdan, este un alt voluntar, și tuturor acelora care au venit la expoziție, sau poate n-au venit, însă ne-au ajutat în a putea să venim aici în Malawi. Le-am promis că le vom scrie prenumele pe o cărămidă. Un singur cuvânt pentru toată experiența asta cred că ar fi impresionant. Copleșitor. Nu am văzut atâta forță interioară și deschidere la nimeni de a primi ajutorul, dar într-un mod foarte demn și cumva plin de speranță. Este un lucru foarte important pentru voluntari. Este ca atunci când se întorc acasă să vorbească. Au venit aici, au servit, în momentul în care se întorc în România este vremea să ducă vorba mai departe, să spună povestea, să devină ambasadorii noștri. Ia!